Incidentul a avut loc în zona localității Tismana. Salvamontistul, împreună cu un alt apropiat, a profitat de weekend pentru a străbate o peșteră din zonă. Numai că, pe parcursul deplasării prin apă, s-au pierdut unul de altul, alerta fiind dată când colegul său i-a observat lipsa. Am încercat, împreună cu cei de la Salvamont, să dacă putem intra, având în vedere faptul că apa era tulbure, fapt ce a îngreunat și ieșirea celui de-al doilea scafandru. În cele din urmă, salvamontistul a ieșit singur din peșteră. Acesta a povestit cum a stat câteva ore sub apă, timp în care și-a regăsit orientarea în spațiu. Nu avea nicio șansă să iasă dacă apa nu se limpezea. Am stat preț de, un clopotele de aer, vreo două ceasuri și un pic. Dacă nu așteptam să se limpezească apa, nu aveam nicio șansă. Pentru că sub apă pierzi, în special în peșteri, cu depuneri, cu, cu sedimentul acesta care se tulbură și, pierzi orientarea în spațiu, vizibilitatea se duce spre zero și atunci, îți iei niște măsuri. În acest caz, experiența și-a spus cuvântul, autoritățile recomandând amatorilor să nu se aventureze spre astfel de explorări speologice.